Mă vedeți? Sper că mă vedeți, că e pentru prima dată când fac cadrul ăsta aici și când filmez în bucătărie. Astăzi era o zi în care, în mod normal, mă pregăteam să filmez ceva. Dar m-am trezit, m-am pregătit ca în orice zi, pentru că primul pas pentru a mă trezi la mine este să mă machiez. M-am machiat, m-am aranjat, să vedem cu părul ce mai facem. Dar până atunci trebuie să trecem prin etapa a doua. Și anume trebuie să îmi fac un cappuccino. Eu zic cappuccino, dar de fapt este ceva cu foarte, foarte mult lapte. Nici măcar nu știu dacă are vreun efect. Însă îmi place cafeaua asta de la Nespresso și parcă de fapt este un mic dejun, așa, un desert de fapt de dimineață. Așa că asta fac acum. În mod normal, după ce fac cappuccino, mai mă duc, îmi verific mail-urile. Mă uit dacă mi-a scris cineva. Mai văd ce mesaje, ce comentarii ne-am primit pe YouTube. În fine, chestii de viață. Mai trag un pic de cappuccino cum ar veni, însă astăzi îl fac, îl beau și ieșim afară. Vreau să filmez ceva. Nu știu ce o să iasă, Dumnezeu știe ce o să iasă. Sper să iasă ceva, poate nici măcar nu o să vedeți vreodată ceea ce am vorbit eu acum aici. Dar dacă iese, eu editez asta și mâine voi vedeți. Până atunci, să fie cappuccino. A big storm blew up, a hurricane ran in my coffee cup, carried me far, far away, and that's why I couldn't make it today, to a coffee shop date. Some x-rayed thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can't see how bad it runs, playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone. Bună treabă face espressorul ăsta. Îmi place mult de el. Îmi beau cappuccino. O să facem ce am promis, dar parcă, nu știu, am impresia că n-am început cum trebuie vlogul ăsta. Parcă am uitat să vă spun ceva. Nu pot să-mi dau seama ce... Poate mi-aduc aminte. Ah, salutare tuturor! Sunt eu, Andra. Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom merge împreună la plimbare. Mi-am pus ochelarii pentru că, știți, nu am cum să stau afară fără ochelari de soare. Nu pot să țin practic ochii deschiși. Și deși sunt doar vreo 7 grade, e destul de dimineață și este răcorică din punctul meu de vedere. De obicei nu prea simt, pentru că eu când ies și merg așa hotărâtă, mă încălzesc. Dar acum am zis să fiu pregătită să nu cumva să-mi fie frig și să-mi tremure mâna pe aici cu voi. Trecând peste aspectul că atunci când îmi va intra soarele în ochi trebuie să am ochelari, trebuia tot în dimineața aceasta să îmi schimb gutierele. Nu le-am schimbat, am ieșit așa. De obicei nu filmez cu ele pentru că am impresia că se simte ceva aiurea la pronunție, dar astăzi am zis cine știe cât stau eu pe afară, cât mă plimb și nu vreau să pierd progresul pe care le-am făcut. Așa că mi-am ținut tot gutierele, cele pe care trebuia să le schimb astăzi. Pentru că de obicei când îmi schimb gutierele vorbesc și mai defectos, cel puțin în capul meu așa sună, e posibil să exagerez. Și am zis o să le schimb după ce vin. Sper să nu uit. Până acum totul bine și frumos cu gutierele, păcat că nu o să pot să merg în țară să le schimb peste o lună de zile când voi termina cu gutierele. În afară de cea pe care trebuie să o schimb astăzi, mai am doar două gutiere și gata. Trebuie să vă spun că am avut ceva emoții
în momentul în care mi-am propus să ies afară, pentru că nu am mai filmat de mult și nemai filmând de mult mi-am ieșit practic din mână. Plus că sunt aici într-un mediu nou, nu știu cum reacționați oamenii dacă te văd. Bine, oameni pe aici tu sunt. M-am pus pe o bancă și să știți că filmez cu telefonul. Ce vloguri de călătorie sau de ieșit așa afară am mai filmat eu pe vremuri, începusem să le filmez folosind camera de filmat, însă v-am spus, n-am mai vloguit așa pe stradă de mult timp și nici nu știu cum ar reacționa oamenii dacă m-ar vedea. Vă spuneam, nu sunt mulți oameni pe aici pe unde sunt eu, dar se mai întâmplă, mai trece cineva cu vreun câine, mai te vede cineva de aici, de la casele care sunt pe deal. În fine, nu cred că este vreo problemă, dar trebuie mai întâi să prind eu curaj și să mă refamiliarizez eu cu tot ceea ce înseamnă filmatul așa pe afară. Dar trebuie să înțeleg un pic și cum sunt oamenii pe aici. Am impresia că nu sunt, bineînțeles, jovial și nimeni nu aparent nu are nimic cu tine, dar sunt unii oameni un pic ciudăței, cum se întâmplă peste tot în lumea asta. Mi-am adus acum aminte că sunt vis-a-vis de calea ferată aici. La un moment dat era o duminică, știam că trenurile nu trec duminica și l-am rugat pe Cezar să mergem și să-mi facă o poză pe calea ferată. Aveam eu așa o chestie în minte. Și am mers. Am mers acolo. Bineînțeles că ne-am grăbit și noi cât am putut, chiar dacă știam că trenurile nu trec, n-am vrut să atragem foarte mult atenția. Însă iată că totuși cineva ne-a văzut și a venit cu bicicleta lângă noi. Noi eram acolo pe calea ferată și... pentru că presupun eu că eu și cu soțul meu, așa de la distanță, părem doi adolescenți care nu știu de capul lor. Și a venit să ne pună domnul la punct. Inițial mi s-a părut o chestie, ok, zic, băi, uite, până la urmă poate eram niște copii, nu, inconștienți, și veneam aici și ne călca trenul, Doamne ferește. După care mi-am dat seama că domnul respectiv care venise să ne atenționeze pe noi, lăsase în urmă o soție și soția săraca soție, avea cu ea trei copii și trei câini. Și practic era disperată pentru că copiii erau și pe biciclete și se duceau prin toate părțile, câinii trăgeau în lesă care mai de care. În schimb, domnul foarte, foarte atent a venit să ne atenționeze pe noi și așa mi s-a părut un pic că nu era treaba lui. Adică, sigur, erau doi pe calea ferată duminica când nu trece trenul, însă în același timp cred că ai responsabilitatea în primul rând față de copii, față de familia ta. Poate copiii lui se duceau pe calea ferată și așa mai departe. Soția era efectiv copleșită pentru că în timp ce el vorbea cu Cezar, eu m-am uitat să văd de unde a venit și mi-am dat seama care este situația și mi s-a părut așa tragicomic. De asta încerc cel puțin până în momentul în care nu stăpânesc eu foarte bine limba sau până când nu mă simt eu așa cu totul și cu totul aparținând locului, încerc să nu atrag foarte mult atenția, deși e clar că acum dacă s-ar uita cineva, m-ar vedea că mă filmez, am și microfon la telefon, da. Secretul lui Polișinel că filmează Andra în parc. Am venit în parc pentru că nu știu dacă se aude, dar sunt păsări, eu ador păsările. Ador să le aud cântând și ador aerul ăsta curat din parc. Deocamdată nu prea am verzit, înfrunzit nimic, dar sunt sigură că e doar o perioadă de timp. Ce a fost mai greu a trecut din iarna grea, ce a fost mai greu a trecut. Săptămâna viitoare se anunță 17-18 grade, ceea ce îmi place. Voi mai rămâne câteva minute pe aici să fac o tură, după care o să vă mai duc prin alte locuri
prin care mai merg eu la plimbare și sper să mai îmi vină vreo idee să vă mai spun câte ceva. Exact ce vă spuneam mai devreme, nu mai e mult și primăvara e aici, cu toate drepturile ei. Și am mai trecut pe lângă copacul ăsta, îl urmăresc de câteva zile bune, dar astăzi parcă e mai înflorit ca niciodată. Și trebuia să vi-l arăt, nu? Cum altfel. When lights go out, you're in my mind. I close my eyes, so it's just you and I. Mi-am dat seama acum că am uitat să-mi pornesc Apple Watch-ul. El oricum înregistrează activitatea, însă îmi place să știu eu și cât timp am stat afară exact și mai multe lucruri mă motivează. Gata, am rezolvat-o. Ce noroc pe noi, am prins trenul, trenul trece în acest moment și voiam să vă arăt cât de repede se ridică bariera. Câteva secunde și gata. Dacă tot am trecut pe aici și am părăsit parcul, mă duc spre lac. Vreau să vă arăt minunățiile astea care efectiv îmbucură fiecare zi. Acum sunt destul de cuminți, dar de obicei sunt neastâmpărate. Au acolo tot felul de locuri unde se pot sui. Ia, uitați-le, gata. A început gâlceava. Mă rog, voiam să vă arăt din bucuriile de a nu mai trăi în marele oraș. Asta este una dintre bucurii. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kind of miss this place I used to live back home. Cause up here it's breakneck, paycheck, breakneck. Habar nu aveam că se poate pescui efectiv în râul acesta. Chiar e un domn care a venit la pescuit. E pentru prima dată când văd asta. Are haine de pescar tot. Interesant. Mă rog, noi să ne continuăm drumul pe aici, pe lângă râuleț, și să ne ducem la Lăculeț. Astea nu erau până acum aici, sunt noi nouțe, se vede, și cred că cei de la Lux Green au adus. Inițial mi-am dat seama, credeam că sunt așa random puse de primărie aici. Bine, presupun că tot cu acordul primăriei au făcut cei de la Lux Garden, dar Lux Green, pardon, dar super interesant. Le-am găsit în drum spre lac, nu le-am văzut până astăzi. E clar că s-a dat drumul la pescuit, la stat în șezlonguri, la primăvară, domnule. Încet, încet am ajuns și la lac. M-am încălzit destul de tare. Vreau să vă spun că traseul ăsta pe care vă duc eu acum, traseul ăsta, că practic n-ați văzut mare lucru, dar în fine, locurile prin
care v-am dus astăzi, vin, le frecventez atunci când nu vreau să depun foarte mult efort. Dacă vreau să depun efort fizic, este aici un deal, chiar două, unul mai periculos decât altul, și mă urc pe ele acolo în viteză și fac niște mișcare serioase. Acum stăm la promenadă. Și acum mă uit și în fața mea este o pasăre. Nu știu dacă o să pot să vă focalizez până acolo, dar rămân pur și simplu uimită de câtă frumusețe poate să fie în locul ăsta unde suntem noi acum. Haideți că până nu zboară, o să încerc să vă arăt. E ceva, eu nu știu ce pasăre e aia, dacă știți voi și dacă reușiți să o vedeți, spuneți-mi și mie. După cum vedeți, foarte multă lume nu este nici pe aici. Am mai început să iasă oamenii cu câinii la plimbare, dar nu e stres pe aglomerație. Ia uitați! Vedeți acolo? Mie de aici îmi pare acum că ar fi o rață, dar este destul de lungă și ia uitați! Copacul ăsta nu este oricum. Vedeți? E acolo. În fine, nu știu dacă vedeți ceva și nu vreau să vă amețesc. O să fac și o tură de lac și pe urmă ce să facem? Încet, încet ne mai ducem și pe acasă. Acum că s-a eliberat podul și a plecat domnul respectiv, m-am gândit să vin și eu aici mai aproape de pasăre. Dar în același timp este o premieră pentru mine, pentru că până în acest moment, sau cel puțin până să descoper eu asta, astăzi podul a fost închis. Deci pe timpul iernii podul a fost închis și eu sincer speram să rămân așa, pentru că deși pentru noi, ca vizitatori să spunem, este ok să venim aici pe insulița asta să stăm pe o bancă și să ne odihnim, aș prefera ca păsările astea să fie lăsate în pace, sărajele, și să nu avem acces noi, muritorii, la ele. Ia zi! Zi, tu erai în copac? Hei, tu erai în copac acolo? Spune! Nu cred că erai tu, că ești destul de mică, dar foarte drăguță. Hei! Te las, că tocmai ce ziceam, că venim aici peste voi și acum eu fac fix la fel. Sunt tot pe insuliță, m-am așezat pe singura bancă disponibilă de aici și să știți că sunt foarte mulțumită că e o singură bancă, pentru că lumea este mai puțin atrasă să vină și să zăbovească foarte mult aici. Sunt multe păsări care pot fi admirate și dacă te plimbi în jurul lacului, însă de ce să nu recunosc că îmi place că am avut ocazia și că am avut ocazia să fiu surprinsă chiar aici pe vlog, să experimentez pentru prima dată ceva nou, altceva nou. Până acum, pe unde am mai fost, nu era chiar vreo premieră. Se aude un câine în depărtare, nu știu dacă l-auziți. Și de-abia aștept să-i spun și lui Cezar. Și poate mai prindem banca asta liberă, deși în momentul în care o să vină căldura, cred că o să fie bătaie pe banca asta, dar venim noi. Noi ieșim și seara, nu foarte târziu, deși aici, să știți, în Belgia, sau cel puțin în Valonia, au urcat perioada de a ieși afară până la ora 12. Deci putem să ieșim până la miezul nopții, putem să ieșim afară, dar încă este destul de friguț și fiind destul de friguț nu prea ne încumetăm la ieșiri foarte lungi. Nu vreau să vă supărați pe mine, dar chiar vreau să mă bucur de momentul ăsta acum și deși o să vă filmez lacul și de aici, de pe partea cu insulița, să zicem, deși insula este în mijloc, vreau să mă și bucur. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are.
What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Vestea bună este că am făcut și o tură de lac, ceea ce înseamnă că deja sunt de vreo oră și ceva afară. Partea mai puțin bună este aceea că de obicei când beau cappuccino atât de aproape de ieși afară, pe urmă trebuie să merg la baie. Trebuie să merg și la poștă, pentru că ieri m-a căutat factorul poștal sau poștașul, cum... Nu știu exact ce denumire are. Poștașul m-a căutat ieri și trebuia să-mi aducă ceva, dar nu am fost acasă și mi-a lăsat un bilețel și acum trebuie să merg eu a doua zi la poștă să îl ridic și vreau să fac acest lucru pentru că pe urmă la 12 sau 12 jumătate au pauză pe care trebuie să aștept, se face după amiază, pe urmă am alte treburi, trebuie să editez acest vlog pentru că vlogul va intra mâine. Plus că mai am și alte lucruri de făcut, dar sunt foarte mulțumită că m-am plimbat, extrem de mulțumită sunt. Sunt în același timp bucuroasă că m-am învrednicit și am luat telefonul cu mine să filmez. Am luat-o din loc pentru că în urmă mi-am dat seama că în spatele meu era un alt pescar care pescuia aici în râu și nu am vrut să-l buiez. Așa că am luat-o din loc. Mă duc acum, așadar, și va să zică spre poștă. Parcă cam bate vânticelul. M-aș încheie la geacă, dar nu pot cu o singură mână. Să termin de vorbit cu voi și o rezolv. Vă spunem de vlog că mă felicit că am avut inspirația ca săptămâna aceasta să fac un vlog așa ieșit pe afară. Să știți că vremea a fost destul de capricioasă pe aici. Așa că acum suntem norocoși că avem o așa vreme și că lucrurile se îndreaptă și trebuie să vă spun, nici nu am avut chef. De ceea ce am avut chef, putere și voință să dăruiesc pe acest canal, ați văzut deja că am făcut-o cu drag. Cu drag am făcut și acest vlog și sper că v-a plăcut. Sper că nu s-a simțit emoția așa, pentru că eu am avut un trac în timp ce filmam. Da, nu se poate. Eu am avut un trac în timp ce filmam, dar sper că nu l-ați simțit și voi și sper că și fără dronă și fără asistent de filmare am făcut o treabă bună. Aștept să-mi spuneți cum vi s-a părut și aștept să-mi spuneți dacă vreți să vă mai iau cu mine să mai vorbim una alta. Mă duc la poștă și vreau să vă anunț că acesta a fost videoclipul de astăzi. Acum vă las, vă pup și până data viitoare fiți fericiți și ieșiți la plimbare că a venit primăvara sau dacă n-a venit, vine, vă promit eu. Pa, pa!